Stimați telespectatori, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea Medicală aici la Bucovina TV. Avem plăcerea de a avea invitat în această seară alături de noi pe renumitul medic urolog, doctorul Nicolae Dobromir. Domnule doctor, bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Bine ați venit la emisiunea noastră! Domnul doctor este medic primar urolog, șeful secției de urologie la Spitalul Județean Suceava. Domnule doctor, ce mai este nou pe spital? Sunt atât de multe lucruri noi încât ar trebui să le ieșim până dimineață. Totul este nou. Upgradarea spitalului, pornită de 3 ani de zile, de când avem un nou manager, se cunoaște în fiecare zi la orice nivel al spitalului, de la poartă și până la ultimul etaj. Aparatură, dotare, habitaclu și, bineînțeles, o serie de tineri medici care promit pentru viitorul medical al Sucevii. Inclusiv pe secția dumneavoastră aveți ceva tineri? Inclusiv pe secția mea, cel mai tânăr fiind doctorul Filip Alexei, specialist venit după 5 ani full-time la Fundeni, doctorul Stoican, care a venit înaintea dânsului, specialist full-time Panduri, și cam atât, momentan. Bine. Aveți și dotări cu aparatură nouă, din câte știu, aveți tot felul de aparatura instalații, de spart este, pietri, de este laseri. De... La nivelul cerințelor actuale este nouă, într-adevăr, dar ca peste tot, degeaba ai o vioară Stradivarius dacă n-ai un violonist. Noi avem și una și alta. Asta e un lucru avem bun. Violoniști, avem vior Stradivarius. Da, în cursul emisiunii poate o să mai detaliați mijloacele tehnici pe care deținți, că cred că spectatorii interesează aceste lucruri. Da. Despre ce ne veți vorbi în această seară? Aș vrea să vorbim despre urgențele urologice. Urgențele urologice. Și să începem cu alfabetul, cu anuria. Ce este anuria? Anuria este insuficiența renală acută, incapacitatea bolnavului de a urina, neavând urină în vezică. Deci rinichii nu mai fabrică urină. Se știe că insuficiența renală acută este prerenală, renală și postrenală. Pe urolog îl interesează cea postrenală, care în ultima instanță, atât cea prerenală cât și cea postrenală, se renalizează. Ce înseamnă asta? Dacă cea prerenală se datorește deficitului de irigație a rinichiului, cu transformările necroză tubulară la nivelul rinichiului, cea postrenală este în genere obstructivă. Obstructivă se poate datora atât obstrucții lumenului ureteral sau joncțiunii pielo-ureterale, cât și obstrucției prin compresie a lumenului. Poate mă gândesc să facem un pic de anatomie ca să înțeleagă telespectatorii. Haideți să facem. Deci, aparatul urinar al omului este de regulă, și spun de regulă că sunt și anomalii, format din cei doi rinichi, stânga-dreapta, paravertebral, de o parte și de alta coloanei vertebrale, care au carnea lor, pentru înțelesul tuturor, deci parenhimul, unde se găsesc unitățile morfofuncționale, respectiv nefronii, cei care fabrică urina, care urina odată fabricată este deversată în căi. Prin cupele caliceale ajung în calice, din calice în bazinet, din bazinet în uretere și din uretere în vezică. Deci, totul se referă în anurie la incapacitatea rinichiului, care mă refer la cea postrenală, care a fabricat urină, dar care nu poate elimina pe căi naturale, respectiv bazinet, ureter, în vezică. Și am spus că este obstructivă. Deci, important este că în momentul în care vine un bolnav care n-a urinat de 24 de ore, pentru că atunci se judecă anuria, în condiții de hidratare corectă și normală, cu sau fără dureri lombare, unii sau bilaterale, am să vă spun și de ce, noi trebuie să stabilim dacă anuria este postrenală. În primul rând, trebuie să asigurăm permeabilitatea căii urinare. În situația în care căile urinare sunt libere, atunci intră în acțiune nefrologul. Cam la ce cantitate de urină se consideră că este anurie? Că știu că nu chiar zero. Deci, da, corect. Poate fi... diureza obligatorie este 300 ml pe 24 de ore. Deci când a urinat sub 300 ml pe 24 de ore și s-a hidratat corect minim 2 litri de lichid, deja este oligoanurie. Dar sunt situații în care vezica este uscată și nu are o picătură de urin.
atunci te obligă la investigații clinice, vezi care ridic îl doare, dacă e mare, dacă e în tensiune. Nu-i mai semnul Giordano pentru colegii mai tineri, pentru că un rinic blocat, atât îi mai trebuie o secunță ca să-l crească presiunea și mai mult. Iei toate analizele de laborator și încep cu creatinina și urea sanguină, creatinina serică, și ai să constați că este crescută, dar dacă o iei și la câteva ore, constați că ea crește progresiv, ducând la distrucția rinichiului. Nu trebuie să ajungem acolo, trebuie odată precizat lucrul ăsta, îi face o investigație imagistică, o renală simplă, o ecografie, și ecografistul o să spună distensia aparatului urinar superior, o să spună că vede sau nu un calcul, și apropo de litiază, e de regulă cea mai frecventă în anuria obstructivă, și o să vadă că uneori lipsește un rinichi din naștere și abia atunci află bolnavul că el are un rinichi unic congenital. Da. Sau să vadă că are litiază bilaterală și are obstrucție pe amândoi rinichi. Vreau să ne mai oprim un pic la etiopatogenii. Deci care ar fi cauza? Deci un, da, acestei... Așa cum spuneam, obstacolul poate fi atât endoluminal, deci la juncțiunea pielo-ureterară, unde bazinetul se vasă în ureter, fie pe traiectul ureterului. Deci pe toată porțiunea aceasta de la rinichi sau chiar din interiorul rinichiului până... Exact, până la vărsarea în vezică. În vezică, da, urinară, deci pot fi niște obstacole. De regulă, da, este calculoasă, dar poate să fie, adică, și tumorală. Adică piatră, da? Piatră mai pe înțelesul... Da, piatră, într-adevăr, piatră la rinichi. Piatră la rinichi. Dar poate să fie și tumorală. Poate să fie o tumoră ureterală care blochează ureterul, care a crescut și pe volumul ei ajunge să obstrueze întreg lumenul ureteral. Nu-i trebuie mulți, 4-5 mm. Și-a obstruat ureterul. Poate să fie și de cauză externă, o tumoră retroperitoneală, care compresează ureterul și nu mai dă voie să curge urini. La fel, poate să fie o tumoră intestinală, dumneavoastră știți bine că sunteți chirurgi, și care se poate produce compresia pe peretele posterior, pe psoas iliac, să compreseze ureterul și să nu-i mai dea voie să curgă urina. Ori lucrul ăsta trebuie să... Pur și simplu să o invadeze, să invadeze ureterul, să... E și mai grav. Atunci când o invadează, mai e și hematurie uneori. Prezența de sânge în urină. Dar urologului revine sarcina în situația asta și e principalul să verifice permeabilitatea ureterală. Deci, odată făcute analizele de laborator, imagistica, nu poți să-i faci o urografie, nu poți să-i faci o tomografie pentru că are urea foarte mare. Făcute investigațiile, examinat clinic, urologul e în sală și cateterizează ureterele. Ce înseamnă asta? Bagă un cistoscop în vezică. Până la cistoscop vreau să vă întreb cam care ar fi analizele care se fac în urgență. Deci vine bolnavul la UPU, da, se prezintă. Deci în afară de analizele de rutină, hemoleucogramă, glicemie, probe de coagulare, grup sanguin, pentru că e vorba de un bolnav care se prezintă într-un spital cu blazon. Așa? Iei probele de funcție renală. Probele de funcție renală înseamnă creatinină serică, trebuie să fie de regulă sub 1 mg la sută, și urea sanguină, care trebuie să fie până în 40 de mg. Odată făcute analizele, odată făcut examenul clinic, revin la verificarea permeabilității ureterale. Bolnavul merge în sala de operație, sub rachianestezie, se pătrunde cu un cistoscop, intră în vezică, se vizualizează orificiile ureterale și se cateterizează stânga-dreapta, dacă există două orificii. Spuneam că sunt și bolnavi cu rinichi unic congenital. De regulă, anuria este, anuria obstructivă este obstrucția unui rinichi unic funcțional. Nu este niciodată reflexă, asta o spunea și profesorul Proca în cartea lui și e verificată și de noi, sau este prin obstrucție bilaterală a ureterelor. Odată eliminată obstrucția, fie că ai pătruns cu o sondă pe lângă calculul respectiv, pe lângă tumora respectivă și ai ajuns să ridic, vezi că scurge urină, îl lași pe bolnav să dezobstrueze, să decompreseze rinichii, să revină probele de funcție la o valoare care să-ți permită o urografie, deci care ulterior din starea de urgență, da? Deci din starea acută, da? Da, care ulterior să afli ce mai are el ca patologie asociată. Și după aia puteți să-l luăm iar la investigat din nou, nu? Sau... După aia trebuie să-i faci investigațiile complexe. Fie că îi faci o urografie, fie dacă e cazul, poți să-i faci o tomografie sau un RMN, că avem așa ceva la spital și medicina modernă nu se oprește la urografie ca acum 30 de ani. Haideți să vorbim un pic despre urografia asta, că este o metodă tradițională, încă își păstrează valoarea, deci nu s-a pierdut-o în... Urografia
era considerată până nu demult investigația regina urologului. Acum a mai pierdut din valoare, dar nu definitiv. Pentru că am să spun că, în mod normal, încep cu investigația cea mai non-invazivă, cu ecografia, îi faci o renală simplă pentru că îl expui la raze X. Renală simplă, deci înseamnă o radiografie făcută, da? Deci pe... O radiografie fără pregătire, așa cum vine bolnavul. Renală... Și faci o urografie. Urografia din două motive o faci. Una că investigează morfofiziologia rinichiului, atât forma cât și funcția, respectiv secreție, filmul de la 7 minute, excreție, filmul de la 20-40 de minute, și ce opacifiază toată calea urinară, arătând defecte de umplere pe traiect, care pot fi calculi, radiotransparență de regulă, radioopace se văd pe renala simplă, sau tumori, semnul Berman. E, odată efectuată urografia, poți să intervii, știind că acolo ai un calcul coraliform care l-ai văzut pe renala simplă sau chiar un calcul care e o imagine lacunară în bazinet mobilă, spre deosebire de imaginea lacunară care are margine incompletă la nivelul bazinetului și aia este deja tumoră. Dar dacă nu este de ajuns investigația urografică, treci la celălalt. Și cam care ar fi aceste investigații? Tomografie cu substanță de contrast, care tomografie îți dă relații suplimentare atât despre organele din jurul rinichiului, cât și despre vascularizație și mai complex EMN. Cam care ar fi rolul urografiei a computer tomografului în această explorare? Computer tomografia este ponderal, așa, față investigația de... princeps în situația traumatismelor aparatului urinar superior. Deci în traumatism e princeps, rol de elecție. Este obligatoriu. Cu ea începem. Tomografia este rezervată pentru decelarea extensiei tumorale a tumorilor renale, pentru modificările care sunt perirenale și nu uităm RMN-ul, care la fel îți dă relații despre vascularizație. RMN-ul nu se face de rutină, e un pic mai... L-am spus în ordinea în care trebuie să le parcurgi statuat lucrul ăsta, pentru că atât la specialitățile chirurgicale cât și la urologie, încep cu cea mai simplă, cu ecografia non-invazivă și termin cu cea mai complexă, RMN sau PET, dacă vrei. Da. În cadrul bolilor acestor urgențe urologice, cam care ar fi frecvența acestei anurii? Frecvența anurii, mai ales în perioadele calde, se apropie vara, când bolnavii de regulă litiazici, cu trecut litiazic, cu istoric de familie litiazică, consumă mai puține lichide, se expun mai mult la soare, apare congestia, deshidratarea și se mobilizează un calcul de care el nici nu știa. Era mobil în cavități, nu i-a dat nicio colică și dintr-o dată trece dincolo de joncțiune sau se oprește în joncțiunea bazinetul ureter și ajunge în ureter și i-a obstruat rinichiul. Și află la doctor că avea un singur rinic funcțional, că l-alt era distrus mai de mult de o hidronefroză sau tot de un calcul. El nu s-a investigat pentru că, de regulă, bolnavii vin când îi doare. Nu e bine. Nu e bine și în Tratatul Național de Urologie, acolo e scrisă o frază pe care puțin au citit-o, dar eu vă spun acum ca să o știți. Un om trebuie să aibă o ecografie în viața intrauterină care să-i depisteze eventual malformații de aparat cardiovascular, de aparat urinar, etc. Una la naștere, una la pubertate și una prenatal. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că mă refer la malformația principală cu care noi ne-am lovit de nenumărate ori, hidronefroza, pe care sunt bolnavi care o află recent. Am avut un tânăr care la 23 de ani a decelat că are o hidronefroză bilaterală. Ecografic era gradul 3 pe stânga, 2 pe dreapta. Făcând o urografie, apropo de urografie de data asta, cu hiperdiureză provocată, cu furosemid, am precizat diagnosticul. Avea hidronefroză 5 pe stânga, ultimul grad, și 3 pe dreapta. Da. Și a trebuit rezolvat. A fost o surpriză neplăcută pentru el, dar a prins absolut ultimul tramvai. Da.
Apropo de tânăr, care ar fi raportul de distribuție între bărbați și femei? Mai frecvent la unul la altul sau nu ține cont? Nu are nicio importanță, nici sexul și nici dreapta stânga. Vârsta contează? Vârsta nu contează pentru că ea se degradează în timp și degradarea în timp poate fi forțată de efortul fizic, de supraponderabilitate, de regimul lui alimentar și de deshidratarea. Sunt unii oameni care muncesc în călduri, la cet, de exemplu, la cuptoare de-astea și ei sunt în permanență deshidratați. Ei uită să rehidrateze sau să rehidratează incorrect cu apă plată. Apa plată e un moft. Chiar pe vremuri parcă era sifon sau nu știu, stădea un loc de astea foarte calde. Erau sucuri. Sucuri cu minerale îmbunătățite care să-i aducă, pe lângă lichidul respectiv, să-i aducă și sărurile de care are nevoie ca să rețină apă organismul. Da, deci nu se mai, sau acum au dispărut... Au dispărut mult. Coloșii și nu mai sunt, nu mai da. Nevoie nici de măsurile de prevenție. Să revenim la, un pic la tratamentul, deci anuriei. Deci, în mare ați început să odată, ne spuneți. Da, odată decelată cauza anuriei este uneori simplu, uneori foarte greu de rezolvat. Și am să vă spun de ce. Dacă are un calcul ureteral, lucrul ăsta se poate rezolva foarte simplu cu ureteroscopie, prin litrotiție balistică sau cu laser, cum vreți. Lucru care ce se înseamnă poate... litrotiția asta balistică? Să pocnești piatra asta cu un ciocan pneumatic cu mai multe impulsuri. Pac, pac, pac și asta să o pocnește, să sfărâmă și direct tu o extragi. Direct sau direct ultrasunete? Pe ea, direct pe ea. Lucrul ăsta se face la noi, deci calculii după ureter să poți face. Asta e un aspect. Dacă piatra este mai mare, răsunetul, deci mai mare de 7-8 mm, ureterohidronefroza este voluminoasă, deci dilatația ureterului și a bazinetului în amonte este mare, a dus la distrucția parenhimului renal, bolnavul s-a prezentat după 48 de ore, 72 de ore. Preferabil e ca, și s-a adăugat și factorul infecțios, preferabil este ca atunci intervenția să fie deschisă, o ureterolitotomie și drenat pentru o perioadă din bazinet până în vezică cu o sondă Cook, avem noi așa ceva, în urologie sau în double G sau mono G. Deci asta tot ca să iasă din episodul acut bolnavul, da? Deci să decomprimăm rinichiul. E obligatoriu întotdeauna de scos din tensiune ca să mai funcționeze. Cu câți nefroni funcționale a mai rămas? Cam în cât timp își reia rinichiul, un astfel de rinic neglijat? Depinde cât de repede se prezintă bolnavul cu anurie la noi. Am avut cazuri când bolnavii cu anurie au necesitat în tratamentul postoperator asocierea hemodializei până când rinichiul a revenit la normal. Preferabil este să prezinte în primele 24-36 de ore, să nu aștepte să treacă a doua noapte peste episodul de anurie. Deci acum poate bolnavii nu-și dau seama de multe ori că, domnule, n-am urinat, poate nu dă importanță. Am muncit azi mai mult, am... Ce alte simptome ar mai fugăriți pe spital, să spunem? Corect. Mai ales că bolnavii ăștia care ajung la anurie sunt bolnavi litiazici de regulă. Ei își aduc aminte că în trecutul lor sau trecutul lor familial au mai eliminat pietre. Au mai avut coliși renale. Acum s-ar putea ca blocarea ureterului să producă o nefralgie, nu intensitatea unei colici renale, colica renală fiind cea mai rea dintre toate, cea mai dureroasă. Bolnavul umblă în patru labe, își caută, cei care au avut pietre și colici să recunosc, își caută o poziție antalgică spre deosebire de colica apendiculară biliară care îl ține țintuit în pat și el abia mai respiră. Ei, de regulă litiazice sunt, deci eliminatorii de calculi. Al doilea lucru, și aduce aminte că în urmă cu o lună, cu trei luni, a avut o hematurie, a urinat cu sânge, pentru o perioadă scurtă. Trebuie să-l alarmeze, dacă el nu urinează, să gândească nu cumva să aibă o tumoră care între timp a crescut și a obstruat bazinetul sau ureterul. Cam asta ar fi. Da. Domnule doctor, ne spuneți lucruri foarte interesante, dar trebuie să luăm o pauză de știri, după care revenim. Rămâneți aproape.
Da, am revenit în direct. Domnule doctor, deci un bolnav care nu urinează de 24, de 36 de ore, da? Care are simptomatologia care a spus-o dumneavoastră, da? Deci cu durerile respective. Ce trebuie să știe bolnavul ăsta de anurie? Ce trebuie să facă? Deci, bolnavul cu anurie, odată diagnosticat ca anuric, și asta se diagnostichează ușor, după un cateterism retrovezical, medicul constată că nu are urină în vezică. Deci asta e anuria. Deci, trebuie să știe... deci practic el vine la spital și spune o sondă. Că bolnav, asta... El vine și spune n-am urinat de ieri. Deci o sondă urinară. Primul lucru care îl face un doctor, îl invită să urineze. Bolnavul spune nu pot urina. N-am urină. E, ca să-l crezi, mai ales dacă este unul mai grăsuț și examinezi mai greu clinic vezica, îi pui o sondă. Și pe sondă nu vine urină. Deci ăsta sigur este un bolnav anoric. Este o urgență urologică pentru că am spus că urologul trebuie să excludă obstacolul ureteral. Pentru asta trebuie verificat permeabilitatea ambelor uretere sau a unuia singur dacă are numai un ureter. Odată confirmat obstacolul, trebuie stabilit nivelul la care este. Trebuie stabilit natura. Este piatră, este tumoră, este o tumoră externă care compresează ureterul și trebuie rezolvată. Rezolvarea trebuie făcută exact cum v-am spus. În spital sunt posibilități de rezolvare endoscopică, sunt posibilități de rezolvare chirurgicală, iar dacă piatra obstruează juncțiunea pielo-ureterală, deci dintre rinic bazinet, și conductul ăla care duce, da? Da, de la rinic vărsarea în ureter, trebuie stabilit volumul, dimensiunea calculului, pentru că pietrele până în 2 cm fără hidronefroză, deci fără resunet și fără infecție, beneficiază de litotriție extracorporeală. În spital momentan nu există lucrul ăsta, dar în oraș există și o face foarte bine doctorul Năsăudeanu la Bethesda. La Bethesda, da. Colaborăm și avem rezultate bune. Așa cred eu. Ei, dar dacă piatra are răsunet, hidronefroză mare, parenhimul e diminuat, dacă s-a adăugat și infecția, iese din discuție litotriția extracorporeală sau dacă piatra depășește 2 cm, la fel. De ce? Pentru că impactul pe care îl produce ultrasunetul cu calculul în momentul litotriției diseminează, sfărâmă piatra, împrăștie particulele și vă dați seama ce se întâmplă pe o urină stazică, infectată și pe un rinic cu un parenhim diminuat. Complicația este pionefroză. Deci cam asta trebuie să știe un bolnav cu anurie, că este o urgență urologică și că trebuie să fie văzut de un urolog, trebuie să fie confirmată permeabilitatea sau obstrucția ureterală sau obstrucția juncțiunii pielo-ureterale și trebuie rezolvată cât mai rapid. Dacă ureterele sunt permeabile, bolnavul nu are obstacol în bazinet, atunci devine o urgență nefrologică. De regulă, la această anurie prerenală sau renală, ajung bolnavii cu trecut nefrologic, cu insuficiență renală cronică care se decompensează în timp și la anunță că va ajunge cândva la anurie, va fi un candidat de transplant sau mai știu eu ce. Da. Deci un bolnav în plină sănătate aparentă mai de rar, da? Obligatoriu trebuie văzut de urolog. Da. Doctor, haideți să trecem la următoarele urgențe urologice și una din urgențele urologice care vă dă mari bătăi de cap este retenția completă de urină. Da, într-adevăr. Să explicăm o leacă o definiție a retenției complete de urină și cam care ar fi diferența între anurie și retenția de urină. Deci în ambele situații rinichii fabrică până la momentul episodului urină. La anurie am spus că se oprește la nivelul juncțiunii pielo-ureterale sau pe traiectul ureterului urina. Aici urina ajunge în vezică. Este fabricată de rinic, dar bolnavul nu poate elimina, nu poate micționa, nu poate urina, nu poate face pipi, domnule, asta este, da? Și ce se întâmplă? Urina se acumulează în vezică. Vezica și așa are rol de stocare a urinii până la 350 de mililitri la femei, până la 300 de mililitri la bărbați. Dar când depășește capacitatea vezicală, pereții vezicali
cresc, se umflă, da? E, sunt enervați, sunt enervați și vegetativ, nu numai somatic. Și atunci apare durerea, apare transpirația. Și bolnavul acuză o durere vie deasupra simfizii pubiene sub buric și vede că îi crește o formațiune tumorală care, dacă ajunge la medic și trebuie să ajungă că durerea nu mai lasă în pace, aici nu mai e cu vine la doctor, este mată la percuție, este cu baza spre ombilic și vârful spre simfiza pubiană. E, retenția completă de urină, data asta, te obligă să investighezi ce se întâmplă subvezical, de la colul vezicii și până la meatul uretral. Și atunci îl invit respectos pe bolnav să se dezbrace și încep cu examinarea meatului uretral. Și constați, să o luăm de la vârf, să o luăm invers, că bolnavul este purtătorul unei fimoze neglijate și care acum, deci s-a strâns prepuțul lui și e punctiform acum. Și nu-i mai dă voie să urineze. Am avut situații în care bolnavul avea ca o minge de tenis în prepuț, unde era urină, o vezică plină și nu putea să urineze din cauza meatului. Da. Ei, cum să ajungi în situații de astea extreme, așa de pudoare, cum se explică, neglijență? No comment. Vă dați seama în sensul că bolnavii neglijează, fie cu bună știință, fie din ignoranță, prezența la medic, fie din pudoare și asta e destul de grav. Doar asta e o, ca între noi bărbații, știi? În fine, al doilea lucru care poate duce la retenție completă de urină, trecând de meatul uretral, sunt stricturile de uretră. Stricturile de uretră care mai pe, apar... Mai pe înțelesul poporului? Țeava, care pleacă de la vezică și până în vârful puții, se stenozează, se strânge. Și stricturile astea pot fi unice sau multiple. Pot fi microbiene, pot fi inflamatorii și pot fi bacilare. Și am să vă spun și care sunt. Stricturile inflamatorii apar de regulă după cateterisme ureterale, uretrale, deci s-a tentat o sondă în antecedente, o altă sondă, a fost operat de o hernie inghinală și bolnavul n-a urinat și i-a pus o sondă, s-a mai dus și a mai făcut o altă operație și iar i s-a pus o sondă și tot așa. Ei, stricturile de uretră se manifestă prin diminuarea jetului urinar, atât ca forță de proiecție, cât și modificarea jetului. Da? E, stricturile de uretră, vă spuneam că pot fi bacilare la bolnavii cu TBC, apar prin afectarea aparatului urogenital, pot fi microbiene, și asta în cadrul infecțiilor urinare, cu urină acide, sau bolnavii care eliminatori de calculi renal, care, și domnule, seara am eliminat un calcul, m-am dus o piatră, m-am dus la WC și am auzit pocnind în baie și am văzut și piatra. E, piatra aia când a trecut pe uretra a zgâriat, e o strictură cicatricială de data asta. Al doilea lucru, și ajungem unde trebuie, este obstacolul subvezical care reprezintă prostata. Bărbații au trei probleme de care nu scapă. Armata, mustața și prostata. De armată s-o scăpată. De armată scapă, de mustață poate scăpa dacă vrea, dar de prostată nu scapă. Și e interesant că bolnavii vin de regulă la doctor și da, am prostată? Toți bărbații au prostată, de la naștere și până la moarte. Numai că unii au sănătoasă și unii au bolnavă. Adenomul de prostată este o formațiune tumorală benignă, deci nu e cancer, care se dezvoltă în jurul uretrei prostatice și care cu timpul compresează uretra prostatică până la obstrucția uretrei, ducând la retenție completă de urină. Cancerul de prostată se dezvoltă în periferia glandei a prostatei și târziu ajunge să obstrueze lumenul uretral. Deci târziu se poate instala retenția completă de urină. Alte semne sunt pe prim plan. Dar sunt și inflamațiile acute, prostatitele acute, care apar de multiple cauze. De regulă microbiene, de regulă inflamatorii, bolnavi în activitate sexuală plină, care fac eforturi sexuale, în fine. Și nu numai. La copii, la naștere, sunt valvele uretrale
valve uretrale, care după Young sunt trei categorii, care sunt niște valve care apar pe traiectul uretrei prostatice ca niște cuiburi de rândunică, care se hipertrofiază și ajunge să blocheze uretra și deci duce la retenție completă de urină. Tot la retenție completă de urină poate duce și scleroza colului vezical. La bolnavii operați în antecedent de prostată, care au avut și litiază prostatică sau litiază vezicală, colul nu se mai cicatrizează ca la un bolnav care a avut un adenom necomplicat. Se cicatrizează anfractuos, cu timpul se strânge și ajunge la retenție completă de urină. Tot la retenție completă de urină ajunge și cel cu disectazia colului vezical. Boala colului vezical, așa zisă, hipertrofia buzei posterioare a colului vezical, care mai devreme sau mai târziu poate produce retenție completă de urină. Tot retenția completă de urină, data asta am intrat în vezică, poate fi produsă de litiaza vezicală. Litiaza vezicală, fie că e un calcul care a căzut pe ureter în vezică, nu l-a putut elimina, urina stazică a dus la creșterea volumului calculului și nu odată am operat calcul de peste 100 grame în vezică. N-am ajuns chiar la un kilogram, cum au prezentat ea de la Craiova, dar am avut și noi destul de mari calculi, deci oamenii au venit mai devreme la noi, la care s-a adăugat infecția. Și cistitele pot produce retenție completă de urină. Pentru că inflamații vezicii urinare. Inflamația vezicii urinare, corect. Microbiană sau inflamatorii. E, dar și tumorile vezicale plonjante în colul vezical, la ieșirea din vezică spre uretă, duc și ele la retenție completă de urină. Sintomatologia e anunțată de hematurii repetate sau nu, deși tumorile vezicale, 40% dintre ele nu sângeră niciodată. E de reținut și chestia asta, da? Da. Domnule doctor, înainte de a merge mai departe, am primit la o telespectatoare, doamna Gabriela, întreabă dacă ați auzit despre medicamentul Blemaren. Ce poate să spună despre acest medicament? Drăguț. Este un medicament care circulă pe piața suceveană, probabil importată undeva din Ucraina, recomandată mai mulți confrați, dar sunt vechile cașete cu albastru de metil, care e un antiseptic urinar și care, față de medicația modernă actuală, nu ajută nici nu strică. Deci, dar e bun de luat. Doamna Gabriela poate să ia cu încredere? Poate să-l ia, că dacă el a recomandat un doctor, poate să-l ia, dar să-l și întrebe care sunt efectele. Da. Și în ce scop îl ia. Am înțeles. Doamna Gabriela, sper că sunteți mulțumite cu răspunsul domnului doctor. Domnule doctor, deci frecvența, să înțeleg că este de departe la retenția completă de urină, este de departe în favoarea bărbaților. Din păcate, da. Rar fac femeile retenție completă de urină și aș mai adăuga la retenția completă de urină, atât valabil și pentru bărbați cât și pentru femei, sunt traumatismele vertebromedulare. Dacă se produc la nivel sacrat, sigur va produce retenție completă de urină. Dacă se centrii nervoși de comandă. Exact. Da? Dacă se produce la nivel lombar, se instalează întâi retenția completă, apoi micțiunea automatică și poate să-și revină sau să nu-și mai revină micțiunea. În situația traumatismelor vertebromedulare, colegii mei de la neurochirurgie și neurologie pot să vă dea mai multe lămuriri, știu să o trateze și trebuie rezolvată retenția completă de urină pentru un traumatism vertebromedular. Participarea urologului este atât. Vine, îi pune în condiții de asepsie o sondă și îl protejează cu un antibiotic. Restul îl tratează neurologul cu neurochirurgul. Nu e bine să-ți depășești competențele și nici să dai sfaturi la alții. Deci eu mă rezum la ceea ce v-am spus și primesc eu sfaturi de la ei pentru treaba asta. Am înțeles. Deci vine bolnavul cu retenție completă de urină în serviciu de urgență. Ce analize de laboratorii facem? Primul lucru îl consultăm. Și al doilea lucru, dacă îi luăm analizele, ne bate. Pentru că pe el îl doare, nu poate urina, urlă, e transpirat, e roșu la față și el a venit să-l salvez. Primul lucru, întâi și întâi, încerc să-i cateterizez uretra. Să-i pui o sondă, să evacuezi vezica și atenție, când pui o sondă, să-i o pui cu un calibru mai mic de regulă, pentru că orice sondă cu calibru mare, dacă o vezică cu 500 ml se decompresează brusc, apare hematuria ex-vaco. Și trebuie o sondă, deci asta cu un calibru mic. Să înțeleagă telespectatorii că începe să curgă sânge, da? Da. La sfârșit, după ce întâi elimină urina, apoi curge sânge. Pentru că vaselearea revine la normal. Care ar fi cauza? Și
Deci se vin... Ectazia vaselor vezicale a bucoasei. Deci au fost foarte destinse, foarte exact. Destinse, da? Revin la normal și presnesc o parte dintre ele și sângele curge acolo și curge uneori și două, trei zile. Și asta nu e bine. Deci, primul lucru trebuie... n-ai reușit să-i cateterizezi uretra pentru că are o strictură infranșisabilă de nepătruns cu sonda sau are o scleroză de col la fel de nepătruns cu sonda, îi faci o cistostomie suprapubiană, adică îl înțepi între buric și simfiza pubiană, pătrunzi în vezică cu un trocar, instituiezi acolo un tub, da, pe înțelesul bolnavilor, un tub de plastic prin care se va scurge urina o perioadă și când vezica își revine la normal, probele de funcție se normalizează, funcție renală, pentru că de regulă ăștia au afectată și funcția renală, și infecția a dispărut sau s-a ameliorat sub antibioterapia care a instituit-o, rezolvi obstacolul subvezical, respectiv strictura, respectiv adenomul de prostat. Ca să rezolvi o strictură, este foarte simplu și acum s-a renunțat la metoda deschisă cu bisturiu, acum se rezolvă foarte simplu și elegant endoscopic cu retrotomul, îi secționez pas cu pas. Deci un dispozitiv care se introduce uretra, și care taie aceste stricturi. Este într-adevăr un aparat, da? Care sub rahianestezie se pătrunde pe uretră, pas cu pas ai secționat strictura și institui o sondă tutore care va rămâne ca un calapod pentru o vreme, nu pentru multă vreme, sub antibioterapie de protecție și la suprimarea ei, dacă e numai atât și nu are și o patologie prostatică sau vezicală, litiază vezicală, bolnavul își ia micțiunea normal. Da, important este ca acești bolnavi să vină din când în când, la recomandarea doctorului va stabili spațializarea consultațiilor, pentru întreținerea calibrului uretral. Dilatație. Da, dar până atunci, haideți să vedem cam care ar fi simptomele care îl alarmează bolnav. Ce ar face? Poate n-ajungem să vină în retenție completă de urină. Să vină uleacă mai repede ca să rezolvăm. În situația bolnavilor, o luăm tot de la vârf, în situația bolnavilor cu fimoză, bolnavul trebuie să remarce că nu-și mai poate decalota penisul, nu mai poate să-și vadă glandul și trebuie să consulte un doctor. De regulă, sub fimozele astea se pot ascunde tumori peniene, cancere de penis. Nu odată am secționat fimoze, le-am făcut circumcizia și am constatat că avea o tumoră de gland. De ce? Pentru că smegma care stă acolo și urina care băltește în permanență erodează glandul și produce tumori de penis. Apoi sunt stricturile de uretră, ceea ce vă spuneam. Stricturile de uretră se manifestă prin visurie, greutate în micțiune, prin polachiurie, urinează mai des, pentru că nu golește mereu vezica, dar a ajuns, prin jet turbionar, jetul învârtit, nu mai este un jet normal. E filiform, scade mereu în diametru. Urina e fetidă, dacă urina băltește, miroase, e tulbure. Asta trebuie să-l alarmeze și trebuie să meargă la un consult, mai ales dacă este și un diabetic sau un bacilar, cu atât mai mult trebuie să meargă la consult, să consulte un urolog. Și ajungem iară la prostată și la prostată, adenomul de prostată se manifestă prin scăderea progresivă a forței de proiecție a jetului urinar. Dacă la 30 de ani faci pipi la 1,5 m, 2 m, pe la 50 faci pe la vreo 1 m, hai să fim darnici, dar după 60 începi să faci mai aproape de papuci, ajungând ca pe la 80, peste 80 de ani, să faci chiar pe genunchi. Este o schemă de genul ăsta pe care am văzut-o la o sesiune a IAU-ului, a Societății Europene. În fine, când vezi că scade jetul ca forță de proiecție, când vezi că mergi la WC-ul, urinezi și ai senzația că n-ai terminat și tot atunci te întorci să urinezi, ăsta se numește dribbling micțional. Te întorci iară să urinezi, da, o dată de două ori, e un semn de alarmă și trebuie să te consulte un urolog. Când te scoli noaptea, despre ziua, o dată, de două ori, în a doua parte a nopții, este polachiuria din a doua parte a nopții, iară trebuie să-ți dea de bănuit. Nu așa cum am avut nu odată cazuri în care 7-8 ori pe noapte urinez, domnul doctor. Dom'le, dar când mai dormi?
Sunt în permanență obosit. Ăsta este un om obosit. Asta este. El nu poate să meargă la un teatru, nu poate să meargă la un film, pentru că trebuie să deranjeze tot rândul, să iasă să meargă la WC-ul. Și atunci evită și stă la televizor acasă și face pipi în baie. Da. Domnule doctor, se spune că la bătrânețe bărbații plătesc păcatele din tinerețe. Cam care ar fi locul bolilor venerice în instalarea acestei retenții complete de urină? Rolul bolilor venerice este copios în instalarea stricturilor de uretră. De regulă sunt gonococice, chiar luietice uneori. Deci, nu mai vorbesc de infecțiile cu clamidii, cu trihomona și așa mai departe. Sau cu herpes, papilomavirusul ăsta, da? Care acum s-au alarmat femeile și e bine pentru că ele sunt purtătoarele și îl transmit bărbaților. Da. Deci, un tratament incorrect sau o neglijare acestora, cam după cât timp... Tratament incorrect, incomplet, neglijar, depinde de caracteristica fiecărui organism. Nu există o limită de timp. La unii poate să apară chiar în cursul bolii respective, apropo de gonoree, și la alții poate să apară la un an, doi, trei, în funcție de și tratamentul care l-a urmat. Deci, într-o boală dermatoveneriană, trebuie să adreseze dermatologului, care știe foarte bine ce are de făcut. Da, am înțeles. Deci să revenim la simptomatologie. Da, spuneam de adenomul de prostată. Deci scăderea progresivă a forței de proiecție a jetului urinar, polachiuria nocturnă cu expresie în a doua parte a nopții, disuria, greutatea în micționare și să nu uităm că bolnavul poate neglija toată simptomatologia asta, cum am văzut și unul din bolnavii care este citat chiar în tratatul de urologie, care era suflător în trompetă la operă, undeva în țară. S-a prezentat la consultație pentru că avea o burtă imensă și l-au internat unde? La pneumoftiziologie, nu? Sau... Nu, l-au internat la gastroenterologie. Nu că așa de obicei fac emfizem. Zicând că este o așită. Avea val, da? Bun. O zi, două, i-au luat și probele de funcție renală și atunci a fost un semn de alarmă la care profesorul a venit la profesorul meu și a spus: domn profesor, trebuie să vedeți bolnavul ăsta așa. Surpriza a fost imensă. La cateterismul retrovezical, sonda care i-a pus-o, s-au eliminat 9 litri de urină. Și a dispărut tumora abdominală. Și da, a dispărut văzând cu ochii. 9 litri de urină, infernal. Deci, vezica lui s-a decompensat în timp. De regulă nu ajunge la 9 litri, dar la 1 litru am văzut, la 1 litru jumătate am văzut și la 3 litri am văzut. Dar în momentul în care vezica se decompensează, urina stazică produce niște diverticuli între fibrele musculare ale detrusorului și diverticulele ăștia cu urină stazică sunt factorul cel mai propice pentru cele mai afurisite tumori vezicale, că evoluția lor este extrem de rapidă și nu are decât mucoasa vezicală și imediat iese în afară. Deci nu e bine. Odată diagnosticat obstacolul subvezical de natură prostatică, urologul știe că la toșeu prostatic adenomul este cu duritatea unei mingi de tenis, da? Are șanțul median șters, limite precise și volumul de la 4 pe 5 și până la impresionant, 15 pe 10. Atunci urologul avizat îi face un PSA, îi face o ecografie suprapubiană. Ce PSA-ul ăsta? Da, într-adevăr, este PSA-ul este un marker pe care toți colegii de la medic de familie și până la cei mai renumiți chirurgi știu că trebuie să-și facă un PSA lor sau bolnavului. Este un marker tumoral. Marker tumoral care reprezintă antigenul specific prostatic. Se ia din sânge și valorile normale, mă uit și astăzi pe buletine și între 0 și 4 nanograme. Nu.
am avut recent și a fost recent Congresul de European de Urologie de la Milano, lucrurile stabilite, până în 2 nanograme pe decilitru. Peste 2 necesită investigații suplimentare. Între 2 și 10 se consideră zona gri, care impune alte investigații pentru a decela este sau nu cancer de prostată, iar peste 10, mare probabilitate de cancer de prostată. O să revenim. Deci, odată diagnosticat bolnavul cu adenom de prostată, trebuie investigat pe lângă ecografia non-invazivă, revenim iară și spunem urografie. Urografia care o să-ți arate o lacună sub cistogramă, funcția renală bună sau rea, dacă vezica e destinsă și a apărut refluxul vezico-ureteral, urina care a stat în vezică o ia în sus spre rinic, duce la distrucția rinichilor. Și nu odată am văzut bolnavi, și acum am internat, bolnavi cu 5 creatinină, la care nu poți să-i faci urografie, îl lași pe sondă, câteva zile îi scade urea, îi face o urografie și atunci constați că are ureterohidronefroză bilaterală cu distrucția parenhimului renal până leziunea centrifugă pe care o produce urina care se acumulează în rinic. Și asta e funcție de cât a purtat adenomul de prostată și cum s-a purtat el cu prostata lui, a venit sau nu la timp la doctor, sau a luat un ceai de pufulițe cu flori mici, care absolut, da, no comment. Dar ajută, nu strică. Da, dar sunt destui care recomandă și astăzi chestia asta și chiar e, da. În fine, și medicamentele astea naturiste, care n-am să le enumăr, dar un urolog care se respectă știe că tratamentul adenomului de prostată se face cu inhibitor de 5-alfa-reductază sau alfa-blocheri. Noi știm care sunt, dar pentru asta trebuie ca medicul să-l trimeată la timp, să evalueze și tratamentul medicamentos are limite. Un adenom se poate trata medicamentos, majoritatea studiilor sunt până în 40 de grame. Cu bună voință poți forța și la 60 de grame. Dar sunt adenome care nu se pot trata nici la 20 de grame cu tratament medicamentos. De ce? Pentru că el are o anumită conformație, are un lob endovezical în clapetă și obstruează prematur lumenul uretral și produce retenția completă de urin. Lucrul ăsta se poate vedea numai la ecografia tridimensională. Și... deci, ca analize de laborator, numai un sumar de urină? Analizele de laborator PSA, deja, analizele de rutină, hemoleucogramă, glicemie, sumar de urină, și apoi probele de funcție renală, creatinină serică, uree, sanghină. După nu care... lipsește PSA-ul. Da. Nu lipsește PSA-ul. Și pentru că ne aflăm în fața unei staze urinare în vezică cu posibilitatea refluxului vezico-ureteral, e obligatorie urocultura cu antibiogramă. Și, domne, am infecție urinară. Dați-mi, de unde știți? Păi mi-a spus, aveți o urocultură? Nu. Și dacă aveți o urocultură și constatați că aveți infecție urinară, am avut o situație când un bolnav a venit, citiți-mi urocultura pentru că mi-a recomandat-o medicul de familie. Nu ți-a recomandat-o el, să spune el ce să face. Mergeți dincolo să vă consult. Nu, dar eu scrie aici, sunt infectat cu asta, trebuie să fac. Nu, dă-ne, dacă vrei să faci cum îți spun eu, faci cum îți spun eu. Dacă nu, și așa trebuie să facă orice medic. Deci când ai o infecție urinară, nu tratezi infecția până nu știi cauza. Că dacă îi tratezi numai efectul, niciodată n-o să rezolvi. S-ar putea să nu o rezolvi deloc, s-ar putea să o rezolvi tranzitoriu și cauza să meargă înainte. Un cancer de prostată cu o retenție cronică incompletă poate ascunde o urocultură pozitivă. Și eu îl tratez de urocultură. Și îl tratez, da, degeaba. Domnule doctor, luăm o mică pauză publicitară, după care revenim. Da, am revenit în direct. Domnule doctor, deci folosind mijloacele de investigații care a spus analize, așa, după asta deci trecem la cele imagistice, urografie, ecografie, da, computer tomograf, toate așa, am pus diagnosticul de adenom de prostată. Încercăm, deci inițial sau în funcție de volum, a spus, așa, un tratament medicamentos. Da. Cam în ce constă tratamentul ăsta medicamentos? Avem la televizor, deci tot felul de omnici, tot felul deci, de prostamol, tot felul de
Cam care este rolul acestui tratament medicamentos în tratamentul adenomului de prostată? Deci, tratamentul medicamentos vizează două lucruri. În primul rând, alfa-blocherii sunt cei care cresc forța de contracție a detrusorului, a musculaturii vezicii și relaxează sfincterul, ușurând micțiunea. Merge o perioadă. Inhibitorii de 5, alfa-reductază, scad apoptoza, creșterea celulelor adenomatoase, atât în volum cât și ca număr. Mergând până la 30% reducerea adenomului de prostată. Niciodată nu dispare adenomul de prostată. Odată depășit nivelul tratamentului medicamentos, intră în discuție cum rezolv bolnavul. Și se rezolvă endoscopic, între 40 și 100 de grame, se rezolvă endoscopic. Transuretral, fie prin rezecție turpe, fie prin turpe bipolar, transuretral resection, lucruri care se produc la noi în spital. Și, mai nou, plasma vaporizare. Care plasma vaporizare... Am înțeles că e ceva nou, cam ce constă plasma? Plasma vaporizare are un mare avantaj. Timpul este relativ egal cu al turisului, cu al turpeului, cu al rezecției transuretrale, chiar mai scăzut, dar cicatricea postoperatorie a lojei restante este netedă, sângerarea este minimă și față de turpe evită sindromul post-turpe. Nu odată, când făceam turpe, am avut nu numai eu și toți care au făcut turpe, de la profesor și până la ultimul secundar, acest sindrom de hiperhidratare care se producea imediat sau în timpul rezecției și bolnavii vărsau, le creștea tensiunea, crescând tensiunea și vărsând, bolnavul se forța să urineze pe sondă, avea tenezme vezicale, se producea sângerarea și era un întreg cer vicios. E, cercul ăsta vicios l-a scos din discuție turispeu. Bașca, vindecarea este mult mai rapidă. Am avut și bolnav la care le-am scos la 24 de ore, am avut bolnav la care le-am scos sonda la 5 zile, dar aș spune că o medie de vindecare este între 3-4 zile, cu rezultate foarte bune. Întotdeauna asta se poate este folosi acest rezector endoscopic. Dar mai rămâne și rezolvarea chirurgicală. Deci rămâne de actualitate, deci nu-i prohibită. Exact. Adenome mari, peste 100 de grame, cu rezidiu vezical mare și infectat, complicat cu litiază vezicală, cu piatră în vezică, adenome cu hematurii repetate, cu reflux vezico-ureteral, sunt beneficiarele rezolvării chirurgicale. Adenomectomie transvezicală. Se nucleează adenomul, care depășește de regulă 100 de grame, ajungând până la, eu am scos maxim 350 de grame. Se suturează loja și vindecarea este mai de lungă durată, 7-10 zile, și bineînțeles e monitorizată sub tratament, atât medicamentos, cât și de reechilibrare bio-umorală și tratamentul tarelor asociate, că de regulă bolnavii ăștia care au adenome de prostată au și niște vârste. Cel mai vârstnic operat adenom de prostată a avut 96 de ani, era și am făcut chiar o triplă operație. Și-o plecă așa clasă. Era bunicul ginerului unui anestezist din spital. Numai bunic? Nu era răstrăbunic? Bunicul ginerului unui anestezist din spital. Și a plecat și acasă, da. Da. Asta e o veste. A avut și tumoră vezicală, și piatră în vezică, și adenom de prostată. Și le-am făcut pe toate într-o ședință endoscopic. Asta e o veste foarte... Pajitotriție, i-am pognit piatra în vezică și i-am scos-o. I-am scos adenomul de prostată și i-am făcut și tumora vezicală. Și a plecat și acasă. Da, și vreau să vă întreb... Excepțiile întăresc regula. Și vreau să vă întreb, aș vrea să vă referiți un pic la complicațiile acestor intervenții. Complicațiile? Păi vă spuneam, complicațiile intervențiilor endoscopice s-au redus considerabil. Complicația singura care a mai rămas este sângerarea, să hematuria, da? Prin decaparea crustelor care se realizează, cicatricelor care se realizează pe suprafața lojei prostatice după rezecție. Lucru care se întâmplă de regulă la bolnavii infectați, la bolnavii purtători de sondă în antecedente și cu tare asociate. Diabet
infecții urinare repetate. Altele care să țină embolia nu mai este o problemă, fiind operație pe mic bazin. Profilaxia se face de regulă în serviciul nostru cu heparine fracționate, pe care le spațializăm în funcție de probele de coagulare și de suferința clinică, bolnav cu varice imense, aveți și dumneavoastră, cu ulcere gastrice, cu ulcere trofice a gambelor, în fine. Da. Domnule doctor, eu zic că am epuizat cam ce ar fi prostata în ce privește tumorile benigne, se trece la tumorile maligne, cancerul, da. Dar până atunci un domn Casian vă întreabă, vă spune că este diagnosticat cu adenom de prostată și spune că a primit tratament cu Duodart. Cât timp trebuie să iau acest medicament? Cu siguranță l-a primit de la un coleg care știe că Duodartul îmbină atât alfa-blocherul cât și inhibitorul de 5-alfa-reductază. De asta se cheamă Duo. Da. Deci alfa-blocherul era Omnictocas și Avodart. Amândouă sunt într-o singură pastilă, One for Day. Îi dă o tabletă pe zi. Cât timp trebuie să-l iei, cât îi va spune cel care l-a dat. Cel care l-a dat a citit, știe și e urolog bun. Da, am înțeles. Haideți să vedem despre ce e vorba în cancerul de prostată, că și asta este o afecțiune care afectează... Da, spuneam că adenomul de prostată este hipertrofia benignă a celulelor prostatei periuretral, sub vezical și supramontanal, deasupra verului montan. Ei, cancerul de prostată este cancerul glandei prostatice care se dezvoltă în periferia glandei. Ajunge târziu să obstrueze lumenul. În schimb, are o serie de manifestări pe care bolnavul le simte. Îl dor oasele. Și de regulă îl dor șalele. Se duce și umblă la un reumatolog, la unul care face fizioterapie, altul care face alopatie și așa mai departe, dar nimeni nu-i bagă un deget în fund. Orice consultație urologică la un bărbat peste 40 de ani începe cu un tușeu rectal. După anamneză îi face un tușeu rectal și pe urmă îl vezi. De ce? Pentru că atunci dacă îi face un tușeu rectal, urologul a avizat și ar da seama că este vorba de o prostată foarte dură, lignoasă, ca lemnul, care nu mai are șans median și este parțial șters și care limitele ei nu mai sunt netede și perfecte, sunt cu fuzee în fosele obturatorii și în funcție de T-ul pe care de gradul tumoral o să constați că este deformată sau nu glanda, care uneori o simți ca un pelvis înghețat, n-ai cum să bagi degetul că te ciocnești de masa asta lemnoasă. Durerile acestea osoase sunt date deja de metastază? Sau... Primele metastaze care apar în cancerul de prostată sunt metastazele vertebrale prin rețeaua venoasă Batson, care fac legătura între glanda prostatei și vertebrele sacro-iliace, sacro-lombare. Da? E, metastazele sunt atât osteolitice cât și osteocondensante. Lucruri care se văd pe o radiografie renală simplă și care pe orice medic îl alarmează. Dom'le, ce e aici? Hai să te vadă și X, hai să te vadă și Y. E, odată făcut lucrul ăsta, odată venit bolnavul că are dureri, că are tulburări de micțiune destul de puțin importante, are și o vârstă, te obligă să iei un PSA. După ce ai făcut deci revenim la PSA. Și revin iar la PSA și dacă este peste 10, atunci îl trimiți obligatoriu unui urolog. Dacă este până în 10, poți să încerci un tratament antiinflamator, un tratament cu un alfa-blocher sau un inhibitor de 5-alfa-reductază sau chiar cu Duodart, dar nu pentru multă vreme, ci pentru 2-3 luni, după care reevaluezi, îi reiei un PSA, îi refaci o ecografie, îi faci probele de funcție renală și iar îl trimiți la urolog. Și urologul știe ce are de făcut. De face o puncție prostatică. De tratament. Deci începe cu o puncție prostatică, da? Și nu îi face una, îi face o puncție în 6 cadrane. 6 cârnăciori și îi trimite la... Este deci puțin probabil... Puncția biopsiei diagnostică, este da? Este puțin probabil că, dar se întâmplă, ca aceste puncții să fie negative. Și bolnavul să aibă în continuare un PSA mare.
trecem la următoarea etapă, sunt marker tumoral. Dar asta e apanajul unui urolog care trebuie să nu-l sperie pe bolnav și bolnavul să vină cu încredere să-l vadă un urolog care știe și știe ce are de făcut. Odată precizat diagnosticul de cancer de prostată, trebuie stadializat. Trebuie să știi dacă este o tumoră mică de până într-un centimetru, dacă este mai mare de până în 4 centimetri, care deformează sau nu prostata, dacă a spart deja capsula prostatei și cât a spart-o și dacă este un T4B, deci cuprinderea oselor din jur, sau un T4A, cuprinderea vezicii. Sunt diverse procedee de tratament în situațiile astea. Bine este ca bolnavul să-l prinzi în T1-2 când poate beneficia de prostatectomie totală sau de brahiterapie. Sunt bolnavi în Suceava care au brahiterapie, deci însămânțarea unor, sună și doctorii Samotan, că intenționează și de mult intenționează, poate și realizează, să aducă un aparat cu care să putem însămânța semințele astea de iod radioactiv în prostată, care să nu mai fie nevoie nici să-l operezi pe bolnav, să-i scoți prostata în întregime, nici să-l iradiezi, nici să facă citostatice cu efectele lor secundare. Dacă tot ați amintit tratamentul oncologic, doctorița Motan, care e rolul tratamentului și locul tratamentului oncologic în tratamentul cancerului de prostată? Deci, este foarte mare. Odată precizat, diagnosticul de cancer de prostată, stadializat, colaborarea urolog-oncolog trebuie să fie obligatorie. Pentru că odată deblocat un bolnav cu un cancer de prostată care a ajuns la retenție completă de urină și ei trimesc piesele la biopsie și le-a citit doctorița Pascal și s-a spus că e, sau doctorița Botezar, și spune, doamne, e cancer de prostată, nu trebuie să uiți că G-ul crește T-ul, gradingul de anaplazia lui crește T-ul, tu l-ai prins în T1-2, dar are un G3, deci nu mai judeci ca un bolnav în T1-2, îl judeci ca un bolnav în T3. Atunci intervine colaborarea cu oncologul, care o să știe ce are de făcut. O să-i dea un tratament estrogenic care e depășit, un inhibitor de LHRH. Deci începem cu un tratament medicamentos, sigur, practic, da, întâi. Care o să-i facă și citostatice dacă e nevoie, în funcție de stadiul metastazelor, la distanță, casodex, etc. Și care o să-i recomande și o radioterapie. Pentru că acest cancer de prostată apare de regulă la oameni în vârstă, rar apare la tineri, și am să revin să vă spun și un caz cu un cancer de prostată la un tânăr, dar care are un prognostic bun. Poate evolua pe o perioadă de mulți ani dacă e prins în timp util și dacă are un tratament atât urologic cât și oncologic bine condus și monitorizat. De regulă bolnavii vin săptămâna viitoare, trebuie să vin, da, și vine peste 2 săptămâni. Știți, erați plecat la un congres. Deci, bun, dar era altul, vii la altul. Nu e nicio problemă. Dar trebuie să vii la timp și trebuie să fii monitorizat la timp. Asta este. Care ar fi rolul? Secundă. Voiam să spun de un cancer de prostată la tineri. Da. Am avut un singur caz care n-am să-l uit niciodată. Băia de 19 ani, era student aici la Silvic. În urmă cu mulți ani, a venit pentru retenție completă de urină în gardă, i-au pus o sondă, i-au dat drumul acasă. A mai venit o dată, i-au pus o sondă, zic, dacă mai vine și mâine, vă rog să-l opriți. Și l-au oprit. I-am făcut un tușeu rectal, 19 ani. Vezica în grab de rezon, prostata în grab de rezon, în cerchină de strugure. Mi s-a aprins un bec și zic, domnule, ăsta este sarcom prostatic. L-am trimis la fundeni, l-a operat profesorul Broca, dar înainte de a mă opera, m-a chemat, ia, vină încoace, la 2 zile s-a întâmplat treaba asta. Vină încoace să-l vezi. Ce s-a întâmplat? Bolnavul a făcut o hematurie cumplitisimă, l-a operat, l-a rezecat la vremea, a mai trăit o vreme, dar s-a prăpădit, pentru că orice sarcom, știți care da, e, radio rezistent, chimio-rezistent și așa mai departe. Vreau să vă întreb, care e rolul tratamentului endoscopic în tratamentul cancerului de prostată? Rolul tratamentului endoscopic este deblocarea și debulking surgery. Deci îi deblochezi uretra și faci o rezecție de citoreducție. Reduci numărul. Dar imediat după asta trebuie să urmeze tratamentul oncologic, care vă spuneam că este cel mai elegant dintre toate cancerele. Beneficiază de radioterapie, de chimioterapie, de hormonoterapie. Ce vrei mai mult? Ai atâtea ace cu care să-l înțepi. Da. Și are evoluție lungă.
Da. Domnule doctor, noi am mai avut pregătite niște subiecte, dar din păcate timpul s-a a expirat. Da. Așa. Ne vedem altă dată, vă așteptăm cu mare plăcere să terminăm toate subiectele de discutat. Avem și discutat, eu cu plăcere vin la dumneavoastră. Cred că zile întregi. Vă mulțumim pentru participare. Stimați telespectatori, emisiunea noastră s-a încheiat. Sunt doctorul de acolo, Claviu, și vă doresc noapte bună.